Domnule președinte, onorabil doctoriu, sigur că a amintit despre figura lui George Buzatu, pe mine, mă interesează, în primul rând, să revin un aspect care o ieșa imediat în evidență din punctul de vedere al omului sau. Era un om cu o bunătate deosebită, care știa să treacă peste micile animalități existente între colegii din breasca istorică, știa totdeauna să ajungă oameni, știa să ofere un post celor care fuseseră înlăturați din altă parte și asta o făcea pentru că Petrin era în fruntea unui institut de cercetări de la el. Aș vrut să conducă cu multă bunătate, înțelegere, corectitudine, cu probitate deosebită, dar și cu o bunătate care învăluia toate aceste caracteristici, în calitate de conducător de doctorat. Aș vrut să îndume cu atenție stiloul celor care scriau tezele de doctorat și în felul acesta se imprime o metodă de cercetare care a fost de multe ori personală. Sigur că această bunătate a lui a putut să acopere și unele patrii pentru personalități istorice care poate nu au fost tocmai aveate de oamenii politici. Dar nu trebuie să se uite că în toate domeniile în care a activat, ca profesor, ca om de știință, ca cercetător, ca om politic, a fost dominat de o bunătate specială a omului George Buzatu, care a făcut-o să iasă în evidență și în momentul în care a ținut anumite discursuri cu caracter politico-istoric. Discursuri divizionare care însă nu au dat niciodată dovadă de bună, ci de înțelegere a situației. Vă mulțumesc!